Hello. Da, e același model de microfon ca ăla lui Obama. A fost sugerat în trecut, mie îmi place ideea, doar că n-am apucat să o fac până acum. Lumea mi-a cerut din totdeauna să încerc să desenez cu gâdilata, adică, ce credeți? Nu glumesc. Să încerc să desenez cu degetele, pentru că din ceva motiv probabil e greu să desenez cu degetele. Cred că nu se încadrează la desen, s-ar putea să se încadreze la pictură, dar în orice caz, astăzi o să dau o încercare desenatului cu degetul, pictatului cu degetele. Acum că fac asta, mă simt ca un copil de grădiniță, așa că trebuie să mă compor ca atare. Dar nu o să încep clipul până nu o să vă spun despre proiectul meu muzical. Am mai scos piese în trecut și singur și în colaborare cu alții, însă de data asta am pornit o trupă, e un fel de duo mai degrabă, împreună cu Sergiu. Dacă nu știți pe Sergiu, e un bun prieten de-a meu, vă las Instagram-ul în descriere și aici pe ecran. Și s-ar putea să știți mai bine drept cel care a câștigat concursul lui Sad Boy. Proiectul nostru se cheamă You Arrive. Avem logo, încercăm să ne branduim. Avem Spotify, avem cont pe Apple Music, YouTube Music și toate platformele existente. Puteți să ne ascultați peste tot și să vă abonați la canalul nostru de muzică. Pe YouTube suntem deja Verified Artists și am lansat un prim cover care cântă chiar în momentul ăsta pe fundal. Trupa noastră nu e despre cover-uri. O să scoatem propria muzică, dar de încălzire am vrut să facem un cover, să vedem cum merge. Noi deja lucrăm de luni bune la primul nostru material. O să fie un EP pe care sperăm să-l lansăm toamna asta. Dar mai multe detalii nu pot să vă dau. Trebuie să mergeți să ne urmăriți. You Arrive. Iar acum, mama, mamă! O să încep cu inamicul, ca în fiecare videoclipul. Știu neapărat că vreau să-i fac o margine drăguță, pentru că o să devină foarte, foarte murdar totul. Și ceva îmi spune mie că dacă îi fac o margine dreaptă, uniformă, pictura finală s-ar putea să arate ceva mai bine. Iar acum că am păcătuit și pe ziua de astăzi cu scociul, poate ați văzut aici o farfurie absolut murdară, pentru că am mai folosit-o să amestec culori în ea, dar n-am mai folosit-o să amestec culori cu degetul. Ia uite, domnule, coincidență că nici astăzi nu se le amestec cu degetul. O să folosesc coada de la o pensulă să amestec un pic culorile și nu cred că o să pictez cu apă. O să folosesc doar vopsea groasă așa cum iese din tub. Nu știu ce sunt astea. Ceva goașă, cred că e, habar, da, goașă. Ca să mă ajute să-mi exprim frustrarea și angoașa. O să încerc să amestec un pic de alb cu chestia asta, ce e asta? Pe Prussian Blue. Bă, da, eu știu că nu le-am mai folosit de mult și văd că s-a adunat ceva lichid în ele. Nu e bine, n-am început bine clipul. Ăsta sper că arată bine, albastru ăsta e frumos, e ok, arată ca un albastru de cer. Să vă las pe voi să ghiciți ce desenez astăzi. Nici nu o să mă mai chinui să vă explic. O să amestec așa și o să las intenționat vopseaua un pic neamestecată bine, în felul ăsta de dungulițe zigzaguri. Și cred că o să picur un pic de verde. Asta o să fie o nuanță de cer. Știu că Nicu, de ce a pui verde în cer? Ei, e foarte posibil să nu facă ce cred eu, dar mie îmi place foarte mult efectul ăsta de un pic să fie ceva mai turcoaz cerul decât să fie albastru. Încă un pic de alb în partea asta unde o să pun tot așa un pic de tot de albastru în el, dar nu la fel de mult ca în partea asta. Și o să mă pregătesc să mă murdăresc. Să-mi dau părul de pe față ca... Opa! Cred că n-am luat în considerare că trebuie șervețele. Aici o să încep deja să-mi moi degetele în vopsea, lucru pe care îl urăsc din suflet. Nu suport să am vopsea pe degete. Dar astăzi trebuie. Ideea e că eu aș putea să întind acum multă, multă vopsea în tot felul de direcții. Ideea e că nu vreau să fac treaba asta, pentru că vreau să se vadă pe lucrarea propriu-zisă, să se vadă pete de degete. Exact așa cum fac acum. Nu știu dacă o să fie un rezultat bun. Și nu știu dacă o să fie vreun rezultat. Cred că o să semene destul de mult cu tipul ăla de pictură făcută în cuțit. O să se umple așa de straturi din astea. Pot să întind un pic și în alb ca să facem niște variații. Pot să aplic un albastru un pic mai închis mai sus așa. Nu-mi place cum se simte deloc. În orice caz mai jos o să încerc să merg cu albul ăsta. Dar ideea e că aș vrea să încep să deschid albastru ăsta treptat. Cu cât coboară mai în jos, cu atât să fie mai puțin albastru, să fie mai deschis. Dar ce e cu siguranță cu tot albastru e tricoul ăsta de pe mine, din serie cu celelalte tricouri pe care le găsiți în descriere. Achiziția oricărui model de tricou făcut de mine îmi susține canalul în mod direct. Până acum e bine, îmi place efectul ăsta pe care l-am făcut, dar o să mai încerc să insist cu un pic de alb în partea superioară ca să pară că sunt și niște nori. Iar mai departe o să încerc să fac un fel de gri, să vedem cum fac gri, cu alb și negru trebuie să fac gri, dar nu vreau cu alb și negru să fac gri. Un pic de alb cu un pic de albastru din ăsta și o să încerc să-i pun un strop de mov. Pentru că facem munți. Mop.
Movaliu ăla e un mov de munte extraordinar. O să încerc să-l amestec cu coada pensulei în albul ăsta, dar foarte, foarte palid, numai cât să aibă o tentă de alb închis, așa un pic griuliu. Și cred că o să-i pun și un pic de verde ca să murdăresc un pic toată nebunia asta aici. Și asta e nuanța mea de munte. O să fie un munte mai atipic față de cum fac eu în mod normal, pentru că nu o să mai aibă neapărat forma aia de piscuri așa înalte și zigzaguite. O să fie un pisc din ăsta extra hiper înalt și la un moment dat se taie așa drept și cam ăsta o să fie muntele. Încă atâta s-a putut astăzi. O să încep să iau și niște mov simplu ca să fac niște umbre și niște variații pe muntele ăsta și eventual o să merg și cu linii așa drepte, pentru că dacă vă arăt niște munți de genul ăsta, o să vedeți că au niște striații pe ei, așa pur și simplu drept de sus în jos, nu știu exact să vă explic de ce. Dar așa funcționează munții. Trebuie mai mult mov și o să mai amestec și cu un pic de bleu din ăsta și cu un pic de alb, o să fac încă o variație de culoare pe care o să pun pe aici. Cred că tot ce e legat de tehnica asta e doar experimentare. Nu cred că e nicio regulă despre cum să pictez cu degetele. Ce mă oftic eu e că nu-i prea bine definit aici muntele sus și nu se vede exact trecerea aia dintre munte și cer, dar și contrastul lucrării nu prea permite să fac asta, că deja sunt cam la aceeași intensitate și albastru și movul ăsta, dar poate reușesc eu să fac ceva mai încolo. O să încerc să-i dau o umbră pe o parte a muntelui. O să facem, de exemplu, dacă ăsta așa e piscu, o să încerc să-i fac umbra pe partea asta și eventual o să continui cu nebuneala asta în forma asta. E un munte mai mic, ok? E tot are vârfulețul ăla, dar nu e așa de vârf ca restul munților pe care am mai desenat eu în trecut. Încerc să fac totul cât mai realist, ok? Dar există munți așa. Iar de acum tot ce trebuie să fac e să folosesc un pic de alb pe care chiar o să-l pun direct pe deget, nu-l mai pun acolo în farfurie, ca să fac pe aici niște treceri ușoare de culoare, să fac un pic de ceață, nu știu ce vreau să fac. Ideea e că vreau să deschid nuanța asta în partea de jos. Și cam asta e momentan cu muntele meu. Acum, sunt murdar pe mâini și nu știu ce trebuie să fac. Vă spun că dacă mă șterg așa pe uscat, nu o să prea funcționeze. Sau, bă, e ok. Însă până atunci trecem la partea de jos, care o să fie aproape identică cu partea de sus, cu excepția faptului că aici, dacă o să fie un lac în partea de jos, da, o să fie un lac în desenul meu, ce credeți? O să vreau să fac degetele nu așa verticale, ci orizontale. Și vreau să vă arăt aici că există un fir de păr în foaia mea. Așa am găsit foaia. În carnețel, asta era foaia. Ăla e un fir de păr gătit în hârtie. E imprimat în hârtie. Ăla nu se ia, nu e deasupra, e în hârtie. O să încep cu râulețul pe aici. Mă rog, nu o să fie un râu, cred că o să fie mai mult un fel de... e un lac, o să fie cu siguranță un lac. O să merg așa de la stânga la dreapta, dar cum am zis, o să încerc să nu amestec prea bine culorile. Chiar vreau să se vadă că merge așa lacul și că are valuri pe el și că arată șmecher. Și se pare că nu mi-a ajunge vopseaua, trebuie să mai storc alb, să vezi că rămân fără alb până la final. Rămân fără alb până la final. Uite, o să încerc direct cu vopseaua așa pe deget, o să merg și o să întind... Cum dă domnul mai mult? Mă grăbesc să nici nu se usuce pe degetul meu, pentru că dacă se usucă și nu mai pot să folosesc, trebuie să storc altă vopsea. Și nu e schemă. Că rămân fără. Bă, arată bine. Îmi place cum arată. Are un efect foarte mișto, se vede că aici trebuie să fie apă, măcar teoretic, sau măcar că am avut intenția să fie apă pe aici. O să încerc să mai pun un pic de albastru în locurile astea care au rămas goale pe aici, după care o să iau niște alb pe degetul ăsta care e deja mânjit de albastru și o să încep să deschid foarte tare zona asta centrală. Dacă ați văzut de la început, eu deja lăsasem zona asta din centru de aici ceva mai deschisă, pentru că urma oricum să vin cu niște albe deasupra. Asta doar ca să fie mai multă variație de lumină în toată scena. Arată mai mult ca o mare decât ca un râu. O să fac un pic și așa, ca să creez un pic de textură sau nu știu, vreau doar să nu mai fie dungile astea atât de lungi. Nici măcar pe jumătate rău. Ba chiar sunt surprins de ce am reușit să fac. Nu m-am așteptat. Iar acum o să încerc să fac un fel de verde. Un verde mai deosebit, cel mai palid verde pe care l-am, cred că e ăsta, Emerald, și Dark Green ăsta. O să încerc să le amestec un pic să vedem ce rezultă, pentru că vreau un verde cât mai palid, vreau un verde murdar, așa, griuliu mai mult. Și sincer, l-aș amesteca cu ocru, cu galben ocru, doar cât să-l fac un pic mai portocaliu. Sper să-mi iasă. Adică ce vreau eu e să obțin un verde palid, nu foarte, foarte contrastat, dar cu o tentă oarecare de portocaliu în el. O să fac o bază de verdeață pe aici și o să tot schimb nuanțele ca să fie cât mai multă diversitate de vegetație și să rămână textura asta super drăguță. Se pare că o să funcționeze de minune și chiar o să urc pe aici cu niște pomi, pentru că o să avem chiar aici aproape de cadru niște brazi, cum am imaginat cum ar fi fost scris niche
te brazi. Dacă era în altă limbă, ceva gen franceză sau nu știu, limbi străine. Problema e că nu pot să fac brazii ăștia foarte, foarte subțirei, pentru că sunt limitat la lățimea degetului meu. Și o să merg și așa, și cu verde, și cu galben, și cu tot tacâmul aici. Facem o ciulama frumoasă aici pe lucrarea mea, până iese bine. Trebuie să iasă. Bine, nu promit, dar de ieșit iese. Și uite că cred că pot să fac și o tentativă din asta de brazi, să par așa că au, că sunt fuzzy. Se poate, eu zic că se poate. Acum am o bază bună de pom. Se vede? Mamă, dar arată bine și pe cameră, ești nebun la cap, am crezut că arată nașpa. Și că numai eu așa în mintea mea îl văd bine pe aici. O să iau un pic de galben din ăsta și o să încerc să mai intensific părțile drepte ale pomilor din partea asta și o parte din părțile stângi ale pomilor din partea asta. V-ați prins? Pentru că fac lumină pe pomi. Iar acum că nu arată așa de grozav, o să încerc să mai diversific un pic portocaliul ăla, folosind un pic de yellow din ăsta, ce ăsta? Lemon yellow, galben lămâiță și eventual un strop de altceva, ce mai arată bine? Păi portocaliu. Și o să încerc din nou să pun încă o margine mai deschisă decât era înainte, ca să creez și mai multă lumină. Ceea ce se pare că nu merge exact așa cum am așteptat eu. Bun, planul B. Înainte să merg mai departe, ca să nu-l stric, am stabilit că aici am o bază bună de pom, care arată în regulă. O să las toată pomimea asta să se usuce. Să se usuce bine, nu că să se usuce, da? Să se usuce foarte bine. După care o să mai revin cu un strat micuț de detalii pe deasupra. Nu știu ce a fost cu tranziția asta, zici că e 2013. 15 minute mai târziu, vopseaua e mare parte, aproape toată uscată. Și asta o să-mi permită să fac următoarele. Nici eu nu știu încă, dar o să aflăm. O să încerc să mai combin altfel de culori, de exemplu verde din ăsta, ceva mai deschis, cu un pic de medium yellow. De la galben lămâiță am trecut la galben taxi. Mamă, se face cald. Nu știu dacă ați observat că vine vara. E incredibil de cald, nu mai pot. De ar trebui să vă cumpărați un tricou nou. Și o să fac nebuneala de a pune și un pic de roșu. Știți că există unii copaci care fac frunze din alea roșii. Eu o să încerc să amestec cu degetul un pic de galben din ăsta cu un pic de verde, dar doar așa, amestecat pe deget, pe vârful degetului. O să las un pic să se zvânte. După ce o să fie un pic așa, numai un pic spre uscare, o să ating așa cu degetul peste aproape toți copacii ăștia și peste toată vegetația de aici, ca să încerc să fac textura asta așa, ca de frunze, ca de ace, nu știu. Și chiar și cu un pic de roșu pot să pun aici la bază, poate e ceva roșu acolo la bază. Și acum brusc, subit și dintr-o dată, am reușit să definez ceva mai bine copacii ăștia de aici. Poc, 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 țaca, pacă, ding, dong. Copacii încep să prindă un pic de viață. Practic tot desenul începe să capete un fel de contrast drăguț. N-am înțeles bine deloc ce se întâmplă cu partea asta de aici, care cred că trebuia un pic mai închisă, că aici în față e o chestie și nu se vede deloc. Și acum avem multă lumină, arată totul foarte drăguț. Mai puțin bradul ăsta de aici, care a început să arate ca un brad de Crăciun. Iar mai departe, tot cu un pic de galben, sper să nu stric, sper să nu fie ăsta momentul în care stric desenul. Dar vreau să iau un pic de galben din ăsta roșuliu așa, să pun un punct undeva pe aici și să folosesc un pic de galben din ăsta. Nu e bine ce fac. Îl stric dacă mai continui așa. Prea închis la nuanță galbenul ăsta. Voiam să fac așa niște raze ca și cum ar trece soarele printre pomi așa și ar veni pe apă. Dar nu e bine, trebuie să fie totul mai deschis acolo și nu merge așa. Numai dacă de aici continui să fac un pic de umbre în apă, ca să pară că vin umbrele de la copaci aici jos. Dar cum mă știți pe mine, îmi place să stric totul. Da, cel mai bine era să-l las așa cum era. Dar lasă că asta se rezolvă repede, pun un pic de alb pe deget și dacă fac de 2-3 ori așa cu el, e exact ca și cum s-a rectificat totul. Nici nu se cunoaște că a fost ceva greșit aici. Bă, un pic de alb aș putea să pun în copacii ăștia, doar cât să intensific un pic ideea că trece lumină prin ei. Fac așa, o să pun câteva picățele mici de alb aici colea și apoi o să mă chinui să le împrăște un pic așa de jur împrejur. Un pic de verde mai închis pentru niște extra umbre pe aici, pe undeva. O să încerc să mai închid un pic părțile astea de sub braz de aici, toată partea asta stângă și toată partea dreaptă, ca să pară că e mai multă umbră de la pomii ăștia în apă. Mamă, am un deja vu foarte ciudat. Mă simt de parcă am mai făcut chestia asta chiar așa cu degetele și nu știu de ce. Și n-am mai făcut-o. N-am băgat niciodată degetele în vopsea. E prima dată când pictez cu degetele. Nici măcar când eram copil. Mamă, dar asta eu acum am văzut că nu era pe centru. Eram un copil isteț față de cum sunt acum. O să declar că ăsta e desenul final și pentru că nu pot să mă semnez, o să improvizez. Mă gândeam să-mi pun un pic de alb pe degetul mare, să-l întind bine de tot, încât să-mi acopere mare parte din deget. Am să ating aici în colț cu degetul, ca să-mi fac o semnătură biometrică. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mulțumesc că ați luat parte cu mine la clipul ăsta. Asta e lucrarea finală din clipul ăsta, la care voi ați luat parte. Sunt destul de mulțumit cu rezultatul. Mă așteptam să iasă mai slab, o să dezlipesc bordurile astea de față cu voi, ca să ne bucurăm împreună de lucrarea finală.
Asta e desenul semnat cu amprentă, pentru că nu puteam să-mi desenez nimic acolo, cu atât mai puțin să-mi scriu numele, așa că mi-am lăsat amprenta pe desen. Mersi de prezență, mersi că ați luat parte cu mine la asta, la fel de mult mulțumesc și membrilor canalului meu, Robert, Luca, Mihai și Panticon Zombie, dar și membrilor ceilalți care rulează chiar aici lângă mine, mulțumesc din suflet. Pe mine mă găsiți pe Instagram, aronmicu.mihai, iar în cazul în care desenați ceva cu degetul și puneți la story sau undeva postați, dați-mi și mie un tag, ca să vadă și ochiul meu ce puteți să faceți voi. Însă pentru moment, cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine.